O carte pentru tine. Astăzi o să vă recomand o carte scrisă de Francin Furland, copilul nostru zi de zi din Leagăn la școala primară. Această carte este destinată părinților care doresc să înțeleagă și să sprijine dezvoltarea copilului lor de la naștere până la vârsta școlară. Francin Furland, autorul acestui ghid, este cunoscut ca o autoritate în domeniul dezvoltării copilului. Oferă sfaturi practice și informații detaliate despre fiecare etapă de creștere și dezvoltare a copilului. Dacă e să vorbim în general despre această lucrare, aș menționa câteva aspecte principale. Dezvoltarea fizică, cum ar fi creșterea și dezvoltarea motorică, nutriția adecvată, somnul și igiena copilului. Un alt aspect ar fi dezvoltarea cognitivă. Se pune accent pe importanța stimulării intelectuale prin jocuri, lectură și activități educative. De asemenea, autorul pune accent pe dezvoltarea emoțională și socială. El sublinează importanța empatiei relațiilor sociale și a gestionării emoțiilor. Rolul părinților, de asemenea, este un subiect care este dezvoltat în această carte. Autorul oferă sfaturi concrete pentru părinți privind modul în care pot sprijini și ghida copilul în fiecare etapă a dezvoltării sale, începând cu primele luni de viață și continuând până la începutul școlii primare. Sunt abordate de asemenea problemele comune cu care se confruntă părinții, cum ar fi dificultățile de adaptare la grădiniță sau școală, problemele de comportament și modalitățile eficiente de disciplinare. Cartea este structurată în 10 capitole corespunzătoare fiecărei etape de vârstă și dezvoltare, oferind astfel părinților o resursă ușor de utilizat pentru a găsi rapid informațiile necesare în funcție de nevoile și preocupările lor actuale. Cartea are o mică introducere și apoi capitolul 1 cu subiectul Marea aventură a dezvoltării copilului, continuând cu capitolul 2, descoperirea propriului corp și al mediului său. Capitolul 3, de la control asupra mișcărilor capului și mersul în picioare și pe bicicletă. De la mâini neîndemnatice la mâini agile, de la gângureli la limbaj, spre cunoașterea lumii înconjurătoare. De la dependență la autonomie, de la indiferență față de ceilalți la sociabilitate. Și capitolul 9 este copilul un tot indisociabil. Și spre finalul cărții, capitolul 10, vă puneți întrebări. Conținutul acestei cărți oferă informații detaliate a diferitelor etape de creștere și dezvoltare, atât fizică cât și cognitivă, emoțională și socială. Părinții, dar și educatorii, învățătorii pot învăța să recunoască și să susțină aceste etape esențiale. Din această carte avem de învățat despre importanța unui mediu stimulativ. Furland subliniază necesitatea unui mediu care să stimuleze dezvoltarea intelectuală și emoțională a copilului, punând accent pe jocuri educative, lectură și interacțiuni sociale pozitive. De asemenea, el ne vorbește despre anumite strategii de disciplinare,
De aici părinții învață metode eficiente și pozitive de a gestiona comportamentele dificile, evitând, desigur, pedepsele stricte și promovând disciplina bazată pe respect și înțelegere. Rolul părinților în educația timpurie este un subiect foarte important, în care autorul explică cum ei pot sprijini în mod activ învățarea și dezvoltarea copilului lor, nu doar prin activități educative, ci și prin modelarea comportamentului și a valorilor. Un subiect foarte important, de aici putem învăța despre gestionarea tranzițiilor. Deci cum ar putea părinții să abordeze tranzițiile importante din viața copilului, cum ar fi adaptarea la grădiniță și școală, pentru a face aceste experiențe cât mai pozitive și mai puțin stresante. Se pune accent de asemenea pe importanța empatiei și a unei comunicări deschise și oneste cu copilul, ceea ce contribuie la dezvoltarea unei relații puternice și sănătoase între părinte și copil. De asemenea, sunt abordate probleme comune și soluții. Puteți să găsiți aici soluții practice la probleme frecvente cu care se confruntă părinții, de la dificultăți de somn la probleme de comportament, furnizând astfel, prin această carte, un ghid util pentru gestionarea diverselor provocări. În concluzie, cartea Copilul nostru zi de zi, din Leagăn la școala primară, de Francin Furland, este o resursă valoroasă pentru părinți și tutori care doresc să sprijine dezvoltarea armonioasă și sănătoasă a copiilor lor. Cartea oferă informații detaliate și bine documentate despre fiecare etapă de dezvoltare a copilului, sfaturi practice și strategii eficiente pentru a face față provocărilor parentale. Prin învățăturile sale, autorul ajută părinții să devină mai informați, mai încrezători și mai empatici, contribuind astfel la crearea unui mediu familial pozitiv și stimulativ. Aceasta nu este doar o carte despre creșterea copiilor, ci și un ghid esențial pentru a deveni un părinte mai bun și mai pregătit pentru a răspunde la nevoile complexe ale copilului în dezvoltare. Acest stil accesibil și clar, care combină excelent cunoștințele teoretice cu exemple practice și sfaturi ușor de aplicat. Abordarea ei este empatică și susținută de o vastă experiență în domeniul dezvoltării copilului. Publicul țintă este părinții, bunicii, tutorii, învățătorii, educatorii care își doresc să înțeleagă mai bine etapele de dezvoltare ale copiilor și să ofere un mediu optim pentru creșterea și dezvoltarea acestora. Este de asemenea utilă pentru educatori și profesioniști în domeniul îngrijirii copilului. Îmbunătățirea cunoștințelor, creșterea încrederii în rolul de părinte, promovarea relațiilor sănătoase, sprijinul în gestionarea provocărilor, stimularea dezvoltării optime și adaptarea la schimbări, de asemenea, contribuie la educarea continuă a copilului. Stilul accesibil al autorului și structura clară a cărții fac aceasta să fie o resursă ușor de folosit și de consultat în mod repetat, pe măsură ce copilul crește și nevoile sale evoluează. Deci,
studiați această carte pentru a deveni părinți mai informați, mai încrezători și mai empatici, capabili să sprijine dezvoltarea sănătoasă și armonioasă a copiilor. Cartea o găsiți pe rafturile Bibliotecii Ștefan cel Mare și vă așteaptă cu drag.